Ba, beam o fumătură. Sau Victoria Spinei. Da. Suntem la Orchei și vrem să protestăm. Pentru că Consiliul Orășenesc, sau nu știu, administrația din Orchei, a decis că nu e voie de protestat sau de făcut campanie electorală. Cum așa să nu fie voie dacă e un drept fundamental, e libertate de exprimare? Și am venit să-i sfidem și să le demonstrăm că nu poate să ne interzică drepturi fundamentale, oricât ar fi ei de boieroși, Orcheiul. Să vedem ce reacție are poliția, primărie, Orchei. Că poți să arăți că aici e primăria, poți să te apropii. Ce așa? Da, e ca și pe aici. Pe aici. Pe aici ai să bagi. Pot? Așa, așa. Încet, 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 băgăm pe aici acum. Ok. Bagă, bagă, bagă. Întinde, întinde, întinde. Întinde, întinde, întinde. Și bagă în traistă. Acum ține-l și eu mai fac un băț. Cum merge treaba acolo? Nu contează, nu contează, nu trimite nimic. Lasă. Nu, eu nu am bani. Suntem în direct. Experiment, protest experiment. Am fost la dezbatere la Drochia, am trecut și pe la Florești, am întâlnit-o cu colega noastră, candidatul verde, Iana Ghirba, artistă, profesoară, activistă de mediu și drepturile omului. Am zis, ia de trecut pe la Orchei și vedem cum interzic ei, cum pot să limiteze drepturi fundamentale printr-o decizie de Consiliul Local. Total, total inadmisibil, total ilegal. Hai împinge acum, împinge. Mai pot? Ia pe și portul. La primul ori la doilea? La care poți? La oricare. Da, așa, și acum o lozinc încolo și o lozinc încoace. Au, ce de frumos e cortul nostru. Amut vuvuzela. Vuvuzelte, pajalosta. Asta e protestul nostru adresat primăriei Orchei, care au încălcat drepturile omului interzicând publicitatea electorală cu corturi. Noi ostentativ facem publicitatea electorală cu corturi. Votați Partidul Verde Ecologist. Ia uitați-vă ce bătaie de joc. Asta e primăria Orchei. Și la primărie Orchei au făcut sediul unui partid. Asta e clară folosirea resurselor administrative în interes de partid. Ar trebui să se ocupe de asta și Ani. S-a văzut, s-a văzut. E partid ușor la sediul primăriei, în aceeași clădire, peste domn de judecătoria Orchei. Deci asta e folosirea resurselor administrative. Halal, partid, certat cu legea. Păi dacă li place, nu va potrivi slușor și mafie al hoțășorului. Dar tu ce rampă de acces? Rampa asta de acces e total ilegală, e mai mare inclinația decât 8-9 grade. Pe aici nici tu urci, nici cobori nu poți în siguranță. Chiar și fără cărcior, și fără scaun cu rotile lunici la vare. Deci bătaie de joc e mimarea grijă pentru persoanele cu dizabilități. Noroc că a pus balustradă și măcar ăștia care urcă scări poate să le folosească. Da, dar vezi că asta e ca dușii, na. Da, e făcut de mântuială, de mântuială, de oștii lor. Aici e făcut, tovarăși, cum la Chișinău e făcut stațiile pe bolturi. Și îmi dă un vânt,
Votați Partidul Verde Ecologist, noi știm să facem rampe corecte conform legii. Noi nu o să încălcăm drepturile omului, din contra, le apărăm. Votați Partidul Verde Ecologist, doamna cu ouă. Votați Partidul Verde Ecologist, la primărie cu ouă, la sfârșit de program. Păi ieșit la primărie, da? Da, da, da. Poate a fost le sfințească la primărie. Când trebuie sfințit ouăle. Flash mob, pentru că noi ne grăbim la dezbateri la Chișinău, avem iar dezbateri. Vin de la Drochea și ne ducem la jurnal de la dezbateri. Dar asta e flash mob, e un protest scurt ca să înțeleagă ăștia de la Oștei că nu poate să limiteze prin decizie locală niște drepturi fundamentale, dreptul de a te exprima politic, electoral sau civil, oricum, apolitic, n-ai cum să limitezi dreptul de a te exprima printr-o decizie a Consiliului Local. Asta e ilegal, e neconstituțional, rușine îți va fie celor de la Oștei. Nici nu sunt sigur dacă Consiliul Local Orășănesc sau Consiliul Raional a decis chestia asta. Dar noi am venit la primărie, vedem de când dată nicio reacție, deci probabil și-o dat de seamă, probabil le-au zis cei de la... Probabil le-au zis cei de la Cancelarea de Stat, băi, nu puteți să limitați așa libertatea de exprimare și probabil de asta poliția nu intervine. De chine. Votați Partidul Verde Ecologist, un partid care se împotrivește abuzurilor. Ești cu noi cu verzii? Ce? Ești cu noi cu verzii? Votați Partidul Verde Ecologist. Ați văzut acolo sus? Da, ce? Ah, ce de vost, voi. Dar uite unde are șor. Unul are 20 de aici. Da, dar uite la primărie. Ce-o făcut? Concurs? Vezi lângă fereastra asta, ai văzut-o? Lângă monumentul de arhitectură de cetățenia. Cei care prăbușește orice ce-o făcut de aia. Care va avea? Unde, unde? Eu, chiar alături de sediul ăla. Străfături sub geam, așa ea. Ai auzit că o încărcă campanie electorală cu sportul? Da, dar voi de asta nu puneți sportul, că nu vă dă voi sport? Da, nu vă dă interviu. Mă rog. Haideam, frumos. Înseamnă că ei o sperietă mă pe cei mai slati. Bravo, Alaiba, îmi place tricoul tău, verde! Eu uneori pot să-mi fac galben, să-mi ghipă. Haideam, ajunge, gata.